Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Vorbim astăzi despre sănătate și despre industrie. Alături de noi în platou se află un europarlamentar. Nu-i vedem foarte, foarte des în Constanța, de aceea ne bucurăm să fie alături de noi. Domnul Cristian Bușoi, bună ziua, mulțumim că sunteți aici. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Reprezentați Parlamentul European din 2007, scrie în CV-ul dumneavoastră. Sunteți europarlamentar din partea PNL din 2014, dacă nu mă înșel. Sunt în Parlamentul European din 2007, întotdeauna din partea PNL. Am întrerupt în 2013 un an cât am fost președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ce funcție grea și importantă! Da, și a fost momentul în care s-au pus bazele noului program de oncologie, de radioterapie, a fost momentul în care s-a implementat cardul electronic de sănătate. Au fost 8 luni foarte intense în care, cel puțin pe partea de digitalizare, am reușit cu ajutorul colegilor de atunci din Casa Națională și din Guvern să încheiem niște proiecte, cum este cardul electronic sau prescripția electronică, și să pornim altele pe bani europeni, cum ar fi dosarul electronic al pacientului. De altfel, ultimele proiecte pe digitalizare cu bani europeni care s-au întâmplat în România, în zona de sănătate. Sperăm să mult de lucrat aici, mult de lucrat la digitalizare. Sperăm să repornească curând pe programul operațional sănătate. Și înainte de 2007 am fost 3 ani membru în Parlamentul României, în Comisia de Sănătate și Familie. Și președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie. În 2019... Asta trebuie să menționăm, să subliniem. Cele mai importante comisii, poate, sau una dintre cele mai importante. Singurul român președintele unei comisii. De curând e și domnul Dragoș Pâslaru, președinte al Comisiei de Muncă. Da. Până de curând eram singur român președinte al unei comisii. 52 de voturi din 58, deci ați avut unanimitate când ați fost ales. Am avut important o largă majoritate. Sigur că acum trebuie să fim foarte obiectivi și corect. S-a negociat înainte. Alegerea unui președinte de comisie este rezultatul unui algoritm și al unor negocieri politice. ITRE e o comisie foarte importantă și a devenit mai importantă de când cu războiul, cu criza din energie, pentru că face legislația în domeniul energiei, dar și în domeniul industriei, cercetării. Acum politica de apărare și industria de apărare. Sunt raportorul Parlamentului European responsabil pentru noua inițiativă privind muniția, producția de muniție în Uniunea Europeană, industria spațială, digitalizare. Deci are un larg spectru de acțiune. Fiind în PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, această comisie a fost alocată Partidului Popular European, iar România are a treia delegație în Parlamentul European ca număr, așa încât cu 14 europarlamentari, delegația română a putut să își adjudece această comisie, fiind unul dintre europarlamentarii vechi și cu experiență. Atunci când Adina Velan, fostul președinte al comisiei, a devenit comisar european, colegii m-au votat să preiau această responsabilitate. Destul de tânăr totuși, da, mă rog, e altă discuție asta. 2007 eram tânăr, acum nu mai sunt atât de tânăr. Suntem aproape de o vârstă și îmi permis să spun că destul de tânăr, da. Dar sigur, încă sunt multe lucruri de spus și încă mulți ani de activitate înainte. Bun, vom discuta puțin și despre situația politică cu voia dumneavoastră, dar să începem cu începutul. De ce sunteți în Constanța astăzi? Am răspuns unei invitații pentru o dezbatere și un eveniment în zona de sănătate, în zona cancerului. Clinica Med Europa organizează un eveniment și pentru că sunt și președintele intergrupului de luptă împotriva cancerului din Parlamentul European, raportorul Parlamentului European pentru programul de sănătate al Uniunii Europene 2021-2027, particip la foarte multe evenimente medicale, cele mai multe evident în București sau la Bruxelles, unele în Timișoara, Timiș, locul în care am studiat și în care am și activat politic foarte mulți ani, dar am fost bucuros să primesc această invitație. Este săptămâna verde, săptămâna de circumscripție în Parlamentul European și am venit cu bucurie la Constanța. L-am întâlnit și pe primarul municipiului, o să mă văd și cu domnul senator Septim Borceanu, care este și el pe zona de sănătate. Care a venit câteva zile la noi. Da, am vorbit zilele acestea și posibil să întâlnești pe președintele filialei. În principiu, evenimentul, domnul Huțucă, evenimentul este motivul principal, dar profit de prezența în Constanța pentru a mă întâlni cu colegii din administrația locală și mă bucur să fiu și la dumneavoastră în studio. Vă mulțumesc. N-aveți o legătură cu firma aceasta? Nu știu, sunteți acționar în firmă? Nu. Nu sunteți, nu? Din ce înțeleg, este o investiție internațională, este un fond de investiții din afara României. Din ce mi s-a prezentat, au ambiția de a deschide un lanț de clinici în România, sunt prezenți și în București,
Sigur că în București sunt mai multe clinici în domeniul cancerului, în zona privată, și e foarte bine pentru că nevoia este foarte mare. Și ceea ce vă pot spune este că cel puțin pe serviciile de radioterapie se dovedește a fi o idee foarte bună. Așa cum vă spuneam, când am fost președintele Casei de Sănătate, după modelul dializei, am gândit această paradigmă, acest model în care statul, Casa de Sănătate, să contracteze cu firme publice sau private, cu spitale publice sau private, clinici publice sau private, oferind un tarif fix, dar care să acopere evident costurile, introducând competiție și dându-le posibilitatea unor investitori privați să facă o investiție, să ofere servicii mai bune pe aparatură nouă, cu mentalitatea pe care o au în general cei din domeniul privat către pacienți. Evident că sistemul public de sănătate rămâne zona în care se rezolvă marile probleme de sănătate ale României. E complicat ca sistemul privat să preia urgențele, să preia probabil cazurile foarte dificile, internările de lungă durată. S-a investit foarte mult și în sistemul public. Acum, din PNRR și din Programul Operațional Sănătate, există posibilitatea de a investi încă suplimentar și toți acești bani merg către sistemul public. Dar sunt aceste nișe de servicii, dializa, radioterapia, consultațiile în laborator și alte servicii medicale, acolo unde consider că trebuie să existe o competiție și acolo unde faptul că există și alternativa la privat poate să genereze o mai mare atenție și o îmbunătățire și a serviciilor din sistemul public. E mai bine pentru pacient, nu plătește nimic atunci când se duce nimic, pentru că aceasta decontat. Este condiția. Și există o predictibilitate și avem mai mulți furnizori care se luptă pentru pacienți, oferindu-le cele mai bune condiții. Cu primarul ce ați discutat este secret? Avem un oraș răscolit de investiții, nu știu dacă ați apucat să domnul Chițac este și domnia sa extrem de implicat în mai multe proiecte europene. Unul dintre ele este și pe domeniul sănătății, este noua investiție care se va face din PNRR pe zona de cancer, de oncologie și cardiovascular, iarăși extrem de important pentru că, categorie, în mod evident, nevoile sunt foarte mari. Este și proiectul Consiliului Județean a președintelui Mihai Lupu, bunul nostru coleg, bunul meu coleg. Prin urmare, Constanța cred că este singurul municipiu care are două proiecte majore, except în evident Bucureștiul, din bani europeni, din PNRR. Și, evident, va urma și Programul Operațional Sănătate. Sunt în foarte strânsă legătură și dialog cu primarul Cristi Radu și iau un proiect Mangalia pentru zona de sud a județului, pentru Mangalia. Ce vreau să fac nu acolo? La nivelul Consiliului Județean, Spitalului Județean. Mai multe specialități medicale vor ca o parte din ceea ce oferă acum Spitalul Mangalia să își regăsească, să se regăsească într-o casă nouă, într-un spital nou. Urmează să-și finalizeze partea de SF, partea de proiect și odată cu deschiderea acolului din Programul Operațional Sănătate să există această oportunitate și pentru sudul județului, pentru municipiul Mangalia. Și pentru stațiunile aferente, pentru toți turiștii care ajung aferente, acolo. Pentru că dincolo de cetățenii permanenți care au nevoie de servicii medicale 365 de zile tot timpul anului, în mod evident, cel puțin în cursul verii, de aceste investiții, și din Constanța și din Mangalia vor beneficia mulți alți români peste din alte zone ale țării care vin, da, cu siguranță. Deci se lucrează de și asta, dincolo de, mă rog, buna colaborare de-a lungul timpului și relația personală pe care am cu colegii din PNL și din administrația județului Constanța, am susținut atât cât pot, evident că e și o competiție obiectivă, sunt niște criterii, niște punctaje și ei trebuie să-și pregătească bine aceste aplicații. Există și o nevoie obiectivă de a investi în județul Constanța. Sunt în contact și cu primarul de la Megidie, am văzut și spitalul de acolo. Sigur că și acolo e nevoie de unele îmbunătățiri, de unele dotări. Renovat o parte din spital. Renovat un primar foarte bun. Da. Guvernului Turciei, dar ce se întâmplă acolo? Se investește și acolo? Se pregătește ceva? Și acolo există posibilitatea, oportunitatea unei aplicații pe Programul Operațional Sănătate. Mai sunt evident și fondurile guvernamentale. Urmează să stabilească cea mai bună strategie. Valentin Vrabie, primar în Megidia. Bun, cele două investiții.
extrem de necesare pentru Constanța, pentru tot județul, se vor face, domnule Bușoi, sau nu? Pentru că lumea este destul de reticentă, timpul este destul de scurt. Pe PNRR, într-adevăr, timpul este foarte scurt, dar în același timp am văzut multă determinare, atât la primarul Virgil Chița, cât și la președintele Consiliului Județean Mihai Lupu. Primăria are deja avansată partea de proiectare. Consiliul Județean va scoate serviciile de proiectare și cele de execuție într-o singură procedură. Urmând, mă rog, apoi ambele proiecte să facă și procedura pentru dotare, așa spun ghidurile și așa s-a negociat cu Comisia Europeană pe PNRR. Trebuie terminate până în 2026. E o mare provocare. Foarte scurt. Dar deja începută, sigur, marea problemă va fi a României și a bugetului României, pentru că dacă nu suntem în stare să le terminăm la timp, atunci probabil că decontarea cheltuielilor rămase vor trece în sarcina bugetului național, ceea ce este destul de complicat. Deci cheltuielile rămase, să ne înțelegem, nu tot ce s-a făcut până în momentul respectiv, numai ce rămâne de acolo. E o întreagă discuție. Așa știe, cum la nivel de Bruxelles există o discuție de a prelungi puțin acest termen de 2026. Termenul de... Dar încă o dată, nu trebuie să ne bazăm pe acest lucru. Nu trebuie să pierdem timp. Trebuie să fim foarte determinați, să pornim de la premisa că nu vom reuși să prelungim termene, nu vom reuși să luăm măcar banii decontați, ci și să rămânem doar cu ce am putea să finalizăm. Evident că aceste proiecte nu pot fi fazate, așa cum s-a întâmplat cu fondurile europene din programele de coeziune, pentru că nu va mai fi un al doilea PNRR. Acest PNRR, acest program european de reziliență și redresare a fost o oportunitate unică care s-a datorat și problemelor create de pandemie. Și atunci mobilizare maximă, scurtare la maximă a termenelor, multă responsabilitate. Cel puțin, așa cum a spus la Constanța, am văzut că determinarea autorităților locale este maximă. Există riscul ca economia României să crească prea mult și astfel banii din PNRR să fie mai puțin, că înțeleg că este un algoritm, și să pierdem finanțarea pentru spitale? Nu. Singura ajustare se va face acum pe baza unor mă rog, calcule destul de tehnice, a explicat și ministrul Boloș, dar nu există, după momentul de reajustări de acum, pentru că România va avea a treia cea mai mare creștere economică potrivit Comisiei Europene, deci stăm bine în acest punct de vedere. Nu ne temem, da? Nu. Bun. Le putem spune constanțenilor, din perspectiva, din experiența dumneavoastră, de ce județul Constanța este văduvit totuși de un spital regional, se construiesc trei în țară și județul Constanța pare să aibă nevoie, așa cum spunea și dumneavoastră? Aici e o discuție dureroasă și pentru Timișoara, locul în care am studiat medicina. De Craiova, Iași, de care și sunt Cluj. Foarte legat. Craiova, Iași și Cluj sunt cele trei spitale regionale deja stabilite. Inițial, în 2008, guvernul liberal de atunci a gândit ideea a 8 spitale regionale, ceea ce era cel mai corect și normal să se întâmple. Sigur că, ulterior, Comisia Europeană ne-a prezentat oportunitatea de a finanța 3 spitale regionale în primă fază, în perioada 2014-2020, urmând ca încă 3-4 să fie după 2020. Pentru că guvernele succesive de după 2014, din păcate multe dintre ele PSD, dar încă o dată a fost și un guvern tehnocrat în 2015, timp de un an de zile, în rest, în mare parte au fost guvernele Ponta, Dragnea, pe final sigur că a fost și guvernul Ludovic Orban, dar era deja foarte târziu și a fost și momentul de a rediscuta aceste proiecte și a le duce pe actualul exercițiu financiar. Pentru că nu s-a făcut nimic în acei ani, din păcate n-am putut cere bani mai mulți ca să facem alte spitale în exercițiu actual. Cred însă că dacă vom face între 2020 și 2027 aceste trei spitale regionale, Iași, Craiova și Cluj, în următorul exercițiu financiar de după 2027 mai putem cere încă 3-4. Și acolo, evident, Constanța trebuie să fie o prioritate, Timișoara, în opinia mea, trebuie să fie o prioritate și dacă în comun își pun resursele Galați-Brăila, pentru că și acolo, la un loc, vorbim de o comunitate urbană de aproape 700.000 de locuitori, 600.000 de locuitori, cel puțin aceste trei zone ar trebui să beneficieze de spitale regionale, acolo unde actualele spitale județene să-și găsească o casă nouă.
Este obezitatea o problemă în România, mai ales la copii? Discutați zilele de trei. Apropo, aveți un site foarte bine pus la punct, felicitări. Cine vrea îl poate urmări, cristianbușe.eu, și aveți acolo o radiografie bună a activității dumneavoastră. Mi-a tras atenția. Chiar eram fost la un eveniment în București, sigur, a unor profesori italieni care promovează stilul de viață sănătos, dieta oloproteică, profesorul Castaldo. Dar sigur, acesta este doar un mic eveniment. Lupta împotriva obezității și strategiile europene împotriva obezității înseamnă mai mult decât promovarea stilului de viață sănătos. Evident, sunt și cele legate de combaterea unor factori, de educație pentru sănătate. Da, obezitatea este o foarte mare problemă și nu atâta o problemă în sine legată de estetică sau legată de anumite probleme, să spunem, ci poate de socializare. De socializare, copii, sociale și de stigmă. Și, mă rog, la asta mă gândeam să folosesc cel mai potrivit, cea mai potrivită expresie. Pot fi destul de Și în general oamenii, da. Femeile tinere și bărbații și... Dar e o problemă medicală, pentru că obezitatea este intens asociată bolilor cardiovasculare, principala cauză de morbiditate și mortalitate în lume, în Uniunea Europeană și în România. Din ce în ce mai mult sunt legături cu cancerul, în mod evident îngreunează anumite tratamente, favorizează anumite complicații ale cancerului. Sigur că mai sunt și alte afecțiuni în zona endocrină. Prin urmare, datorită bolilor asociate, unele dintre ele chiar consecința obezității, în mod clar reprezintă o mare problemă de sănătate publică. E o boală sau nu este o boală? Este considerată, văzută de la nivelul Parlamentului European ca o boală sau nu? Este o condiție medicală, ea trebuie categorisită mai clar ca și o boală. E nevoie de o abordare multidisciplinară. Nu e suficient un anume tip de doctor. În funcție de complicațiile asociate trebuie o echipă. Trebuie din ce în ce mai mult să investim în nutriționiști care să fie prezenți atunci când se dă un tratament pentru cancer, atunci când se urmărește un tratament pentru combaterea unor boli cardiovasculare. Din ce în ce mai multe nevoie și de un psiholog. Prin urmare, trebuie o echipă și o gândire multidisciplinară pentru a putea să combatem în cel mai bun mod obezitatea. Evident că din ce în ce mai mult vorbim și de chirurgia ca soluție pentru anumite tipuri de obezitate. Mai mult acum s-a dezvoltat, evident, în sistem privat, nu se decontează de la casă, chirurgia estetică și, mă rog, partea de liposucție, tăierea stomacului, balon și tot felul de alte lucruri, nu numai în Constanța, toată România. E decizia personală a fiecăruia și aici trebuie multă responsabilitate din partea medicilor, dar dacă vorbim de condiții medicale, de obezitate extremă, de condiții medicale grave asociate, evident că aici trebuie deja să introducem și un program național care să însemne inclusiv decontare de la bugetul de stat, pentru că nu mai vorbim de un moft. Dacă cineva vrea să o facă din motive estetice, e o problemă în coată personală și fac apel la responsabilitatea doctorilor de a nu face abuz de... Se duc în Turcia, domnule Bușoi. Se duc în Turcia. Mulți se duc cei care își permit... Nu e foarte scump sau e aproape la fel de scump. Dar dacă vorbim de partea medicală, probabil că sunt oameni care nu își permit în sistem privat și atunci trebuie ca statul să-i sprijine. Există conștientizare, credeți, din partea românilor, nu știu, a europenilor în general, că obezitatea creează probleme medicale? Da și nu. Sigur că din ce în ce mai mult anumite categorii înțeleg. Știți că obezitatea este cumva legată și de faptul că societățile se dezvoltă, că există un nivel de viață. Nu? Da, mă rog, societatea consumeristă nu e neapărat numai în zona oamenilor cu bani. Există chiar, mă rog, la oameni care n-au neapărat cele mai mari venituri, dar pentru că consumă anumite tipuri de alimente, dar faptul că suntem asaltați, că societățile prosperă, că se promovează din ce în ce mai mult anumite alimente nesănătoase, că nu există o educație adecvată încă de timpuriu, că nu se promovează mișcarea, sportul, există această problemă care trebuie în mod clar conștientizată și pentru care avem nevoie de o strategie națională. Pentru prevenție se face tot ce se poate face în România și nu numai la obezitate, mă refer la bolile. Prevenția în România este foarte slab dezvoltată. Prevenția în România este foarte slab dezvoltată. Tot pe programe europene avem
niște bani pentru a face niște screening-uri pentru anumite tipuri de cancer, pentru a le prinde în faza timpurie, dar deja vorbim de o prevenție mai secundară. Dacă vorbim de prevenția aceasta de bază, cea care ar trebui să însemne mai degrabă o promovare de viață sănătoasă și o educație pentru sănătate, aici suntem foarte deficitari. E de înțeles până la un punct, pentru că avem mari nevoi de tratare și de rezolvarea unor probleme mult mai acute. E foarte greu să tai de la tratamente medicale, de la finanțarea spitalelor, de la analize medicale și să duci către zona de prevenție, măcar dacă o duci către prevenirea și tratarea de timpurie a unor boli, identificarea de timpurie a unor boli. Aici e nevoie de o implicare a societății, e nevoie de implicare a sistemului educațional, nu e numai vorba de bani, și de parteneriate puternice cu industria și cu televiziunile. Unul dintre proiectele unui parlamentar constanțean despre care vorbesc, senatorul Serfimiu Borceanu, din campanie este reluarea acelor analize medicale pentru toți românii de pe vremea ministrului Nicolaescu, cred. Ar fi ele parte dintr-un program eficient de prevenție pentru români și credeți că se poate aplica? 2008 a însemnat într-adevăr un amplu program național care a ajutat și medicii de familie și laboratoarele. A fost un moment în care a existat posibilitatea de a se dota mai bine anumite cabinete, anumite laboratoare, dar care a însemnat și identificarea unor condiții medicale neștiute, pentru că mai ales în mediul rural, foarte mulți oameni și-au dat seama fie că au diabet, fie că au alte condiții medicale destul de serioase. Cred că ar ajuta foarte mult și în mod clar ar conștientiza nevoia de a avea mai multă grijă de sănătate. Legendele Dobrogei 20 de spectacole de teatru radiofonic care prezintă bogăția și diversitatea etnică a ținutului dintre Dunăre și Marea Neagră. Legendele Dobrogei 20 de mituri, povestiri și legende dobrogene oferite publicului pe calea undelor radio și în mediul online. Legendele Dobrogei, un proiect finanțat prin granturile SE 2014-2021 în cadrul programului RoCultura. Ați fost, trec așa prin întrebări destul de repede, pentru că nici nu vreau să vă țin foarte mult, sunteți destul de prins. Ați fost recent în Galați, unde ați participat la deschiderea unei, cred că unei firme, nu? Mă rog, ați vorbit despre Galați ca despre un hub, posibil hub pentru hidrogen. Pentru hidrogen. A fost un eveniment, într-adevăr, susținut de autoritățile locale, dar care a fost inițiat de Liberty, fostul Sidex, actualmente este Liberty Group, cel mai mare combinat siderurgic din România, unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Sigur că au fost și alți actori economici acolo interesați și care sunt în parteneriat cu autoritățile locale și cu combinatul siderurgic pentru a face investiții importante în decarbonizare, în producția de hidrogen, în reducerea de emisii de CO2, producerea de electricitate din surse regenerabile. Până la urmă, marea direcție de acțiune pe care trebuie să meargă Uniunea Europeană și România în domeniul energiei și al industriei. Vă întreb de Galați pentru că v-am văzut și în Statele Unite, în comunitatea de IT, dar nu văd o prezență economică foarte puternică în județul Constanța, care pare, nu știu de ce, poate mi se pare mie, să piardă în clasament al competitivității. Pe producția de hidrogen, știu că exista un proiect al autorității portuare. Există deja la Rotterdam un mare proiect pentru producția de hidrogen, care poate fi o inspirație și pentru portul Constanța. Sigur că acum, în primă fază, hidrogenul este foarte interesant pentru procesele industriale și el reprezintă o soluție de decarbonizare, de emisii mai puține și de eficientizare în zona siderurgică, în zona aluminiului, în anumite zone industriale. Dar pentru societatea de mâine, pentru următorii ani și următoarele decenii, marele avantaj al hidrogenului va fi acela pentru transport și mai ales pentru transportul mare, greu, de camioane și de vase maritime, transportul maritim. Sunt discuții și legate de aviație, sunt proiecte ale marilor companii aviatice, încă n-au găsit soluția
pentru designul avionului, pentru că hidrogenul ocupă un volum de 6 ori mai mare decât cherosenul și atunci trebuie să apară acele avioane cu burtă, dacă vreți, dacă îmi permiteți aceasta, doar pentru da. Ca telespectatorii noștri, cei care ne urmăresc, urmăritorii noștri să își facă o idee. E nevoie de un volum mult mai mare și încă n-au găsit soluția definitivă. Sunt deja mașini pe hidrogen, avem la Parlamentul European câteva mașini care merg pe hidrogen, dar în general pentru mașinile, pentru transportul acesta rutier ușor, soluția este cea de pe baterii, electrificarea. Nu e o soluție pentru camioane, nu este soluție pentru tiruri, nu este soluție pentru marile vapoare, vase maritime, acolo unde bateriile ar fi extrem de scumpe, extrem de mult timp de încărcat și în mod evident, acolo soluția este pentru hidrogen. Și atunci Portul Constanța poate gândi un astfel de proiect, pentru că toate vapoarele care vin și aduc marfă ar trebui în același timp să se alimenteze cu hidrogen și de ce să nu o facă da, Portul Constanța? Aici, chiar acel alimentam. Hidrogen poate fi transportat și folosit, exportat, trimis către alte zone. Dincolo de asta, sigur, sunt multe investiții în zona de regenerabile în județul Constanța, mai vechi, acum mai greu de făcut. Mai, noi nu prea sunt. Pentru că nu s-a refăcut îndeajuns infrastructura transelectrică și nu mai pot intra în sistem noi proiecte. Altfel, interesul există pentru că aici este cea mai bună zonă pentru eolian, aici sunt vânturile cele mai favorabile și una dintre cele mai bune zone, cele mai multe ore pe an de soare. Deci, dacă orice studiu de însorire arată că aici ar trebui făcut un, sau în această zonă, în afară de zona de sud a României, Bărăgan, mă rog, Giurgiu și chiar partea de Oltenia în anumite zone, dar există această barieră a intrării în sistemul de electricitate național. În sens, sistemul, da, da, da. Va fi și această problemă rezolvată pentru că sunt deja bugetate tot din fonduri europene, fondul de modernizare în principal, lucrări de creșterea capacității de integrare a noi investiții în electricitate. Lămuriți-ne dacă vom mai conduce mașini cu combustie internă, automobile cu combustie internă sau nu. Vom renunța la ele în Europa? 2035 vor trebui în Europeană produse doar mașini electrice pe baterii. Sigur, asta nu înseamnă că nu vor dispărea cu totul. Știți bine că mașini produse în 2030, în 2032, în 2033 vom circula cu ele mulți vor avea o viață de cel puțin 10-15 ani sau poate chiar mai mult în anumite zone. De asemenea, chiar dacă alte continente se îndreaptă în aceeași direcție și China, spre surprinderea multora, inclusiv a mea, investește masiv în mașini electrice, ei vor continua în paralel să producă și mașini pe motoare clasice. Să vor putea importa? Care, sigur, vor putea fi importate în Uniunea Europeană, dar vor fi nenumărate încurajări, incentivuri la nivel de taxe, la nivel de subvenții și chiar partea asta socială, acceptanța socială va fi din ce în ce mai mică pentru mașinile care poluează, așa încât pe măsură ce vom dezvolta infrastructura de încărcare și în mod evident producția de electricitate și se întâmplă lucrul acesta în toată Uniunea Europeană, probabil că la orizontul anilor 2050, nu vreau să avansez o cifră, poate vom avea ocazia să vorbim să și în 2050, sau o parte acolo, dintre da. Cei care ne urmăresc vor avea ocazia să constate cu proprii lor ochi, 90% cel puțin vor fi mașini electrice în Europa și în lume. Nu își pierde Europa din competitivitate prin această decarbonizare rid destul de alert? Dacă se găsesc cele mai bune soluții, dacă se evită anumite excese și eu ca președinte al Comisiei de Industrie și Energie am pledat mereu și am reușit parțial, nu întotdeauna, să mai ajustăm o parte din exagerările și din termenele mult prea entuziaste și din targeturile mult prea entuziaste, cred că nu. Aceasta este direcția și cel puțin în domeniul energiei, odată cu problemele aduse de invazia Ucrainei de către Rusia, război ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, e și o necesitate. Înainte de creșterea prețului gazului, acum sigur că s-a mai temporizat, dar e în opinia mea încă sus și nu e clar că nu se va întâmpla în iarna următoare o nouă creștere semnificativă a prețului la gaz. Deja, dincolo de partea asta de mediu, e și o stringență, o nevoie de securitate energetică și chiar o gândire economică de a fi din ce în ce mai puțin dependenți de combustibilii fosili
și din ce în ce mai mult independenți din punct de vedere energetic, producându-ne energia din aceste surse naturale pe care le avem de la Dumnezeu, soarele, vântul, geotermalul, hidro, apa, acolo unde, sigur, mai pot fi anumite fluctuații, că și cu schimbările climatice putem vedea anumite, dar evident, mult mai puțin fluctuații decât acestea create de jocurile geopolitice, așa cum au fost de-a lungul anilor și există în ultima perioadă pe zona de petrol și gaze. Spre finalul emisiunii câteva întrebări din politică, dacă îmi permiteți. Sunteți un lider al PNL. Ce se întâmplă la București? Sunt gata negocierile? Noi credeam că va fi destul de simplu. Avem un protocol, îl semnăm și mergem înainte. Se negociază. În principiu așa ar trebui să fie. Evident că cea mai importantă parte a protocolului, predarea responsabilității conducerii guvernului, funcție de prim-ministru către Partidul Social Democrat, se va pune în aplicare. Aici nu este nicio discuție. În ceea ce privește responsabilitățile ministeriale, sigur că prima variantă de lucru este aceea în care PNL preia transporturile și cedează fondurile europene și preia finanțele și cedează Ministerul Justiției, ceea ce s-a prevăzut inițial în protocol. Știți din ultimele discuții că există o anumită nemulțumire în ceea ce privește suprareprezentarea UDMR în guvern și ca număr de ministere și ca greutatea portofoliilor, chiar dacă toată lumea recunoaște și o spun public tare și răspicat, că miniștrii UDMR s-au dovedit a fi profesioniști, oameni de echilibru și care în general au livrat așteptărilor pe care le-a avut și clasa politică și populația României. Dacă Partidul Național Liberal va prelua una din responsabilitățile UDMR, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului, sigur că atunci se pot rediscuta și atunci alte ministere. De la guvernare, așa au declarat cel puțin. Rămâne de văzut, zilele următoare ne va arăta dacă se va întâmpla acest lucru sau nu. Prin urmare, există posibilitatea ca pe responsabilitățile ministeriale să facă niște modificări. Ministerul Transporturilor, important pentru Constanța. Știu, prin că prisma, rămâne la, important la și pentru România, dar evident știu România, că prin prisma portului... Vă spuneam înainte de emisiune că domnul Grindeanu a făcut cărare spre Constanța, dar avem portul, canalele navigabile. Astăzi, la acest moment, ce știți despre Ministerul Transporturilor? În acest moment, sigur, Ministerul Transporturilor ar trebui să revină în responsabilitatea Partidului Național Liberal. Dar nu exclud ca în dinamica negocierilor de luni, marți, miercuri, până vinerea viitoare, când cel mai probabil va începe calendarul de desemnare al unui nou guvern prin demisia actualului guvern, nu exclud să fie anumite modificări. Poate funcționa coaliția fără UDMR? PSD și PNL pot? Poate funcționa coaliția fără UDMR. Evident că atunci și guvernul trebuie să fie mai suplu. Oricum, guvernul ar trebui să fie cu mai puține ministere și mai puțini secretari de stat. Încă o dată, UDMR-ul a fost un factor de echilibru și un plus pentru politica românească și pentru formulele guvernamentale de-a lungul timpului. Dar, până la urmă, vorbim de o formulă de un an și jumătate și e deja o majoritate destul de confortabilă PNL-PSD. Guvernul poate funcționa și în felul acesta. La nivel local se aude așa, este un zvon, că există discuții între PSD și PNL pentru împărțirea posturilor la alegerile locale. Adică dacă noi PNL stăm mai bine, nu știu, în Constanța, mergem împreună Nu a fost nicio astfel de discuție până acum la nivel național. Sigur că noi am avut o experiență în 2012, o parte a actualului PNL, pentru că actualul PNL este rezultatul fuziunii vechiului, istoricului PNL cu Partidul Democrat Liberal, mă rog, minus ceea ce s-a rupt spre ALDE și spre PMP, dar nucleele celor două partide reprezintă astăzi Partidul Național Liberal. Vechiul PNL a mai fost într-o construcție politică cu Partidul Social Democrat, USL. Sigur că din punct de vedere electoral s-a dovedit a fi un succes pentru că s-au câștigat majoritatea consiliilor județene și majoritatea primăriilor. Din punct de vedere însă al felul în care apoi Partidul Național Liberal a fost perceput de un anume tip de electorat, au existat niște minusuri pe care trebuie să le luăm în calcul atunci când gândim vreo altă formulă politică, nu una de guvernare. Eu nu vorbeam de alianță, de o formulă, de o înțelegere nu, politică. Dacă nu vorbim deci de alianțe politice, fiecare partid va lupta cât poate cu toate forțele pentru orice
funcție de la nivel local. Nu există, nici nu pot fi puse în practică aranjament la nivel de județ sau de mari municipii, aranjamente de genul noi ne punem candidat în Constanța, voi vă puneți candidat în Galați. Nu există acest lucru. Fiecare organizație, fiecare filială, fiecare județ dorește să-și maximizeze rezultatele, prin urmare va lupta și va fi o competiție dură între PNL și PSD, principalele două partide ale României, cel puțin la alegerile locale. Da, mai sunt și altele care vin din urmă, dar cred că aveți dreptate. Am făcut această nuanță și dumneavoastră ați perceput-o, au perceput-o și cei care ne urmăresc, cel puțin la alegerile locale. Toate celelalte construcții nu cred că vor avea un mare succes. Sigur, dacă vorbim de alegerile europarlamentare, de alegerile parlamentare, există o mare îngrijorare în ceea ce privește această forță extremistă care, mă rog, vine cu soluții fanteziste, cu acuze grave la adresa factorului politic, a făcut mult rău și în timpul pandemiei, cu îndemnurile irresponsabile. Eu zic că niște oameni și-au pierdut viața pentru că n-au purtat mască, pentru că nu s-au vaccinat, pentru că nu au mers la spital la timp. Dar deocamdată vorbim de fenomene tranzitorii. Au mai fost aceste fenomene în istoria recentă a României. Vă aduceți de fenomenul PRM în anii 90, început de anii 2000, de fenomenul PPDD în 2012. Da, da. Cumva PSD-ul condus de Liviu Dragnea a preluat o bună parte din acest electorat în 2016 și a ajuns la acel scor la care nu se va mai întoarce PSD-ul de 45%. Rămâne de văzut. Până la urmă, datoria noastră este să explicăm oamenilor că populismul și extremismul pot face rău unei țări și să guvernăm mai bine și mai responsabil, pentru că dincolo de nucleul dur, care evident va fi destul de greu de convins că antenele 5G nu fac rău, că vaccinurile nu au chipuri în ele și că România trebuie să iasă din Uniunea Europeană și că, mă rog, multe teorii ale conspirației despre care n-are rost să discutăm acum, dar dincolo de acest nucleu dur și respectăm acele poziții și mereu se vor regăsi într-o mică forță extremistă, din păcate mulți români se lasă ademeniți de cântecele de sirenă ale extremismului și populismului, fiind dezamăgiți de guvernarea în funcție. Și atunci răspunsul nu este să fii mai extremist și mai populist decât acele partide, că nu faci decât să le dai apă la moară. Răspunsul este să vezi care sunt așteptările acestor oameni și să guvernezi mai bine. Asta este și așteptarea mea personală față de următorul an și jumătate al actualei coaliției de guvern. Promit că ultima întrebare, în Schengen intrăm anul ăsta sau nu? Ați avut discuții cu colegii? Nu vă pot spune răspunde cu un da sau nu. Evident vă pot spune însă că sper din tot sufletul să da. Și atât cât putem din Parlamentul European vom lupta ca acest lucru să se întâmple. Avem o mică fereastră de oportunitate în timpul președinției spaniole, dar deci încă avem obstacole de trecut. Da. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă aștept oricând veniți în Constanța. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. Să sperăm că vom vedea cele două spitale până în 2026. Să aveți o zi excelentă în continuare.